Era înțeltată și audiată de poliție mai bine de 5 ore. Oana Zăvoranu este cercetată în libertate pentru că l-ar fi șantajat pe medicul Marek Vâlcu. Nu are voie să vorbească despre ce s-a întâmplat și nici cu persoanele implicate în dosar. Zăvo ar putea sta încă 7 ani după gratii dacă judecătorii îi vor da dreptate medicului și dacă se va ajunge la proces. În fața reporterilor Observator, doctorul a lăsat să se înțeleagă că ar putea să o ierte pe Oana. Ne cunoaștem de 12 ani, de 13 ani, ați auzit ceva? Stați-mă puțin că nu văd, mă, deci vă calc. Voi fost mulțumită de intervenția făcută? Michael Jackson, frate, e printre noi, n-a murit. Un fel de megastar. Și Oana Zăvoranu a iubit operațiile estetice. Sânii ei au trecut prin multe transformări, însă ca aseară niciodată au fost subiect de șantaj. Este adevărat că l-ai șantajat? Nu, i-ai cerut cei 10.000 de euro de care tu spuneți? Unde? În care e mașina ta? De cât timp vă că mașina spunea că nu este mulțumită de ceea ce ați făcut? Era hata, a fost o doamnă mulțumită. Ea, vedetă de televiziune, nelipsită din emisiunile mondene. El e doctorul Marek Vâlcu, chirurg plastician, doctor cu renume și cu o experiență de 30 de ani. I-ar fi modelat bustul Oanei de cel puțin 5 ori, fără complicații, susține el. Doar că acum s-ar fi trezit brusc cu reclamații. Oana nu ai multe căi, n-ai multe șanse, ori la bar, ori la spital. A preferat la poliție. Primise un SMS care suna șantaj, spune doctorul. Dacă nu ne înțelegem, dacă nu îmi dai banii pe care îi merit, dau la presă și te fac praf. După un plan pus la cale cu polițiști, i-a pregătit Oanei Zăvoranu un flagrant. Ieri după amiază, medicul a fost de acord să-i dea bani în fața unui spital din capitală, 10.000 de euro. Doar că teancurile erau marcate cu șantaj. A descoperit asta când a ajuns cu plicul la mașină. Tot timpul am avut probleme, asta este și motivul pentru care mi le-am schimbat de fiecare dată. A fost lăsată să plece acasă sub control judiciar. Asta înseamnă că nu are voie să ia legătura cu cei implicați în dosar, printre care și Raluca Macovei, iubita lui Florin Salam și prietena bună a Oanei. Era cu ea ieri când a luat banii. În filmul presupusului șantaj, Oana spune că are o armă de neînvins. Ar fi fost însoțită la întâlnirea cu medicul și de o mediatoare, o persoană specializată în negocieri pentru a evita confruntarea în instanță. Să știți că și medierea este o procedură care duce la o dezdăunare justă, legală, a celui care a fost vătămat, spunem noi, prin intervențiile succesive chirurgicale ale doctorului Marek Vâlcu. Dacă a fost mediatoare, nu și-a făcut nicio treabă în domeniul ăsta. Am vorbit și noi la telefon cu ea. Ne-a spus că nu s-a întâlnit ieri cu Oana pentru că a avut o problemă personală, așa că dosarul s-ar putea complica. Pentru șantaj, legea prevede și o pedeapsă de 5 ani de închisoare. Însă doctorul pare că vrea să o ierte pe Oana. Floricico, îmi pare rău, gândește-te mai bine și mintea bate fundul sau mintea ne face vesel și fericiți.